Un accident rutier s-a produs în noaptea de vineri spre sâmbătă pe raza localității Șimian. Un șofer a pierdut controlul volanului, iar mașina în care se afla a părăsit partea carosabilă și s-a răsturnat. În urma impactului au rezultat 4 victime. La locul evenimentului s-au deplasat 3 echipaje de pompieri din cadrul detașamentului Drobeta Turnu Severin. Cu auto specială de descarcerare, o auto specială de stingere și o ambulanță Smurd, dar și o ambulanță SAJ. În momentul impactului în autoturism se aflau 4 persoane care au fost transportate la spital suferind traumatisme. În noaptea de vineri spre sâmbătă, echipaje operative de pompieri din cadrul detașamentului Drobeta Turnu Severin au intervenit cu o auto specială de descarcerare, o auto specială de stingere și o ambulanță Smurd la un accident rutier produs pe raza localității Șimian, în care un autoturism a părăsit partea carosabilă și s-a răsturnat. În urma accidentului, 4 persoane au necesitat îngrijiri medicale de la echipajele Smurd și SAJ. După acordarea primului ajutor medical de urgență, cele 4 persoane care au suferit politraumatisme au fost transportate în stare de conștiență la unitatea de primiri urgențe din Drobeta Turnu Severin. Pompierii au asigurat și măsurile de apărare împotriva incendiilor la locul evenimentului. Totodată, pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Drobeta al județului Mehedinț au intervenit în acest weekend la 47 de situații de urgență, majoritatea pentru acordarea asistenței medicale.